Examenul de admitere se va desfășura în perioada 13-21 ianuarie 2018. 700 de locuri sunt scoase la concurs de către MEAI pentru jandarmerie. La Școala Militară de Suboficieri Jandarmi Grigore Alexandru Ghica Drăgășani, 350 de locuri, femei și bărbați, din care 3 locuri pentru romi și 2 locuri pentru alte minorități. La Școala Militară de Suboficieri Jandarmi Petru Rareș Fălticeni, 350 de locuri, femei și bărbați, din care 3 locuri pentru romi și 2 pentru alte minorități. Cererile de înscriere ale candidaților pentru cele 2 școli se depun la sediul Inspectorat de Jandarmi Județean Olt până la data de 5 decembrie 2017, iar dosarele de recrutare în formă completă se depun până la data de 18 decembrie 2017. De specificat că tematica și bibliografia pentru cele 2 instituții sunt publicate pe site-urile respective. Până în prezent, la IJJ Olt au fost primite puțin peste 20 de cereri de înscriere pentru școala de la Drăgășani. Pentru a face parte din această structură, candidații trebuie să îndeplinească o serie de condiții. În primul rând este vârsta pe care trebuie să o aibă. Trebuie să aibă 27 de ani împliniți în anul participării la concurs. Deci maxim 27 de ani. Înălțimile? Da, înălțimile sunt 1,70 pentru bărbați și 1,65 pentru femei. De asemenea, sunt câteva aspecte pe care eu le cunosc, sunt publicate pe site-ul instituției noastre și ale instituției de învățământ, să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje care să fie neacoperite de vestimentație. Adică, eventual, vara când porți ținuta de serviciu, să nu se vadă tatuajele. Poți să le ai, dar să nu fie acoperite de vestimentație. Data limită până la care se pot face înscrieri este 5 decembrie 2017.